games for my last streak. I will now play, which I believe to be probably the last game for this tutorial, where I will try to play my best and secure the win as early as possible, and recap on most of the aspects that I have explained so far. It does look like no game started yet. I'm still in the queue. If somebody misses the queue and the game doesn't start, you're still in the queue. But if it's you that misses it, you will see the screen like this. So I join once more and wait for a matchup. And in the meantime, I can show you what gear I was using once more. So let me just get dressed and let me explain some basic things. If you upgrade stuff like boatswain hat and scarf and shoes and belt to level 2, it makes sense because they start with the 0.5 attack bonus, and at level 1 they're 0.55 and at level 2 it's 0.6. but as the pants start with plus 1 attack, it makes no sense to upgrade them past level 1. At level 1 you get plus 2 attack, but at level 2 you're not getting anything anymore. It just stays level 2. Okay, so I'm with Jojok against Laser Radio or something. Laser Radio? Laser Radio, whatever. And Sam. And this guy, Shalago. So let me just do my repertoire with the Quick Shot, Snake Shot, and Eagle Eye. So I can have as many powerful shots as possible with this Eagle Eye. And let's get down to business. Okay, so what I was saying is that I can upgrade the belt for one more level and gain another 0.05 attack, and same goes with the shoes, but there's no point upgrading the pants or the shirt anymore. I've never seen anyone go for level 4 Lucille Lasso, but if I get annoyed too much, I might do it one day. Maybe my priority for now is to upgrade the horse and the saddle, because at the level 1 I will get 4 attack and 4 defense for each of them instead of 3. And further on they don't bring any more attack or defense bonuses. They don't increase anymore, nor does the knife. It stays plus 2 attack and plus 2 defense, nor does the lasso. Upgraded lasso gives 2.5 attack and 2.5 defense at any level, but still I upgraded it to level 3 because of the strength, dexterity, mobility, charisma, and the damage of the gun itself. Okay, another thing that I wanted to tell you is that you don't need to gear up and stay geared up. Once you've seen this background over here, you can just get to your regular gear, and the adventure gear was accounted for. You can even refresh, which is what I'm gonna do. 30 seconds left. You can refresh, you can open a job like this one, you can reopen the adventure, and you can, you know, move this to the side or somewhere down here and just click 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 click, you know, 50 seconds spamming the good stuff. I just closed it because I'm farming for an hour. Doesn't matter. Okay, let me just start. And here we go. Oh, there's one more guy in the red team who didn't start. Oh, of course, Sam. As I told you, Sam always gives up the game before it starts if he feels like his team is weaker. He doesn't just leave the queue like others do.
But he doesn't play it either, he just stands there. So, you know what's gonna happen. See? The fast stab switching. Coming here, shooting Sam, of course, why not? These two guys will go for the saloon, they stand no chance. Okay. I will actually allow Shalago to go before me, so he doesn't get sniped by this guy, for instance, from over here. This is why I redid my actions. Okay, switch tabs. And yep. Sam, you're dead. I'm coming for you. Why wouldn't I? He's been doing this for a long time. Especially when he was in my team. And maybe I needed to win. Maybe I needed some bonds. Maybe I needed some veteran points for something. Maybe I needed to complete a quest. But no. Sam is totally uninterested by any of that. The reason why I'm standing here in between Sam and Jojok is not to allow Jojok to shoot at Sam. Why? Because he would shoot me. We have friendly fire activated in this game. This is something I must have said a lot earlier. So basically, if you go behind one of your teammates and shoot at the red, like if I would go here and shoot at that guy, Junks, I would be shooting Jojok. But first, I can't reach that far. And second of all, there's no reason to do it. But if there are two players, one next to the other, like this, and I am on the one side, I can move fast to the other side, and if they don't pay attention, or if they're not expecting it, one of them would shoot the other one, and that would be free damage for me. Not for me, but you get the point. Excuse me. So yeah, that is how pros inflict damage, by allowing the noobs self-inflict damage. Alright, 3 minutes into it and we already lead by 7 points to 4, and there is no chance that they will ever get any of these buildings. Nobody's getting to the mill, because I'm here. And nobody's getting to the bank either, because Jojok is here. I'll keep shooting this guy until the end of time. This is the best moment I explain why the Eagle Eye. If I have to stand and shoot for 3 consecutive rounds, I can first use the quick shot and then the regular shot. I'm not using the quick shot and the snake shot in the same round, because they have cooldowns. So I do the quick shot or rapid shot or whatever and the regular shot. The next round I'm doing the snake shot and the regular shot, and the other round, when I still have cooldown on both of these abilities, I will use Eagle Eye and regular shot. So I get powerful shots round after round. Okay, I missed that one. I missed this one too. That's perfect, because I want to show you the powerful shot right now. So basically, quick shot with regular shot, snake shot with regular shot, and Eagle Eye with regular shot. It is worth noteworthy that the Inspire ability, see, it did the trick. It's noteworthy that the Inspire ability that the low levels might pick, or the weak guys, the guys designated to go bank or saloon, only works for the regular shot. Okay, you cannot buff with Inspire a snake shot or a quick shot. It simply won't work. So what is happening now is that Jojok seems to be allowing Laser Radio to the bank. I think our guy Shalago passed out. Yeah, he did. Oh, this is how the Ron rifle looks. Looks decent. I wonder what level Shalago is. 50. Alright. No problem. And I will hide from shots from Laser Radio as best as I can.
see this area of the tree, you have to use everything in your advantage. And buff, because here comes Sam. I wanna be buffed already when shooting at him. I'm being told to take a nap, but it's not the appropriate moment. As long as Sam is there. Or isn't. Alright, Sam, I hope you see this. And I hope you don't give up on playing the adventures where you stand no chance, because you never know when my opponent will be me, who totally enjoys shooting at you all the time. Of course, why not? And if you're around, I may even allow you to go take over the bank or the mill or whatever once I made sure my team won already. Not because I'm being friendly, but because I'm a merciful god. Most of the time. And if not, you keep sleeping like that. Keep ruining everybody's game. And I will keep shooting at you. Okay, seems like Junks escaped the mill. And Shalago will probably pass out. I think Laser Radio will shoot him. So there's not much I can do here. Mill is protected. Bank is protected, and even if it's not, it's not an issue. All I can do now is shoot at Sam. And yes, I took the 1 and 2 actions in order to give time to this guy to knock out this guy. You can guess which of them I like and which of them I don't. There's nothing to see here. Let's look here. See? Awesome. Sam, where did you go? Where did you go? My lovely. See? He asked for 1. Meaning he wanted to go first. To hide from this guy. But no, 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 no. I'm keeping him there. So that he can get killed. Why? Because he refused to let go of the bank once we won in favor of this guy. So why not punish him? Share, people. Don't be greedy. You never know when you might end up with me on the other side or with me on your side. And then you would have wished you treated me nicely. And my team. And my friends. Yep. Victory. Wow, what a surprise. Oh my god, Mr. Anonymous won. Like, he won all adventures today. Wow. Would you believe that? Yeah, because nowadays the servers are flooded with noobs all over the place. So, yeah. See this? 5 knockouts. Awesome. Yeah. That was about it. Last thing I will do is check this and explain that if I ever feel like I need extra firepower while being in the queue, if a game is about to start and we have the lobby chat, I can see who I'm paired against, and if I see strong opponents, I can open my inventory and grab an ammunition slide. Click, click. I will do this now because I allow it. I can afford it, sorry. And see this? The multiplayer defense and the multiplayer attack bonus that I'm getting is available for both adventures and 4 battles. There's a battle coming up, and I buffed with the ammunition slide. So that means for the next 5 actions, either battles or adventures, I will have more attack, more defense, and I will be using it, of course, because there are better buffs than ammunition slide, so I will consume this ammunition slide in 5 more adventure games before the battle, which I intend to join
buffed with a booby trap. Hooray! Okay, that was it. If you have any questions, that was my tutorial for the day. If you have any questions, please voice them. Ask me, reach out to me in game or wherever this video will be placed on, and I will happily come back to you and answer. Last thing that you have to know, when you are in the lobby and the timer goes down from 1 minute to 0 seconds and you choose your skills, that is the moment when you have to switch to your adventure gear 2. It makes no sense to stay dressed in adventure gear all the time. You need it for about a handful of seconds, yeah? Before the game actually starts. So while you're in the lobby, okay, you can stay dressed in whatever you want. Like now, yeah? I'm staying dressed as is. And choosing my skills, looking at my opponents. My friend Chandler is here. Nice. And Jojok. I'm not quite sure they're friends with one another, but I've played a lot of games with both of them. And Lavacan from Arizona is here. Okay. And I have a newbie in my team. Let's hope he knows what to do. See, he picked Snare, but he didn't pick Inspire. And this guy, Martoru, from Colorado, with Lucille level 1. Nice. So their team is stronger, so I did good that I buffed. And now I'm clicking on my adventure gear, waiting for the game to start, which it will in a few seconds. There we go. And now I go back to my regular gear. Alright, so that was it. And I don't think there is any reason for me at the moment to commentate anymore. So let me just end the stream over here, drop some music, and you may enjoy the game, yeah? Slabă cine-i freză. Facem record scocalarilor grei ca creiul în engleză. Manga ce strungar, fac piesă după piesă, tată. Ca la mis fiecare piesă artă. La vis oricare-i piesa repetată. Dădeam rapid odată, precum copos. M-am sucit, mai două slobos. Nu mai fug pe beat, am obosit. M-am oprit, am popos. Zici, stau bine pe tobe, ca pe canapele de piele. Doc, ce faci? Uite pe aici, mă joc un pic cu rap-ul vere. Doc, ce faci? Uite, mă joc un pic, mă joc un pic, mă joc. Uite mă joc un pic, te-ți fac un plic, îmi fac un spliff și uite la max pe spliff, mai trag un pic pentru public. Uite mă joc pe beat, un pic pe kick, de la moțul hit. Ca Romario lângă un fanion, minimal vi le dau calitate eu. Mă antrenez ca pe stadion, padawan, ghetto duck printre campioni. Mario Carva ca un mitralio, rimele mele tembele sau ca în canion. Pași, pași, pe ferventa de bas, nu da vina pe mine că ritmul te ține balans. Dau la maxim rap clasic, techno, electro și ragamuffin. Cred că-mi place din fașă, că-am crescut mult timp cu timbrele casă. Tripat, tribal, cu ritm în cască, spitalul în care motorașul ți se repară. Ud, profanii, fac în avarii, fauna de pe beton, de parcă sunt în safari. Trag aer în bidon, cocalarii la TV ne vede la unison. Ha, 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 ha,
cowboys cu gunoi pe foi. Ăștia put baoi, ba mor, ba hoi. Nu știu ce vouă îi compară cu noi când ei n-au ajuns încă la nivelul bahoi. Când scap eu cu mesaj lași pe radio, radu rânduirea lor de fanarioți. Special pentru cine n-a uitat cartierul, salut România, perceniu, refrenul. Uite mă joc un pic, fac hip hop, flic, plac liric. În formă de semne sclavări, întors pe dos că pun pe-i mișcări. Uite mă joc un pic, fac din hip hop, bici, tactic, practic. Cu pixul meu care bagă geratic când apar pe beat, subit și lovesc de practic. Uite mă joc un pic, un beat, în text mă complic, complet. Mai combin un plic, 0-8, mai combin un pic, că 0-2 să-mi vin în split. Pipuri de la de culcă tipturi, are premii, titluri, n-ardem știfturi. Acum râd, dar pute atât de urât, că în curând vecinii mă dau în gât ca pe tincturi. Duc rapul la alt nivel, pot să mă compari cu liftul. Predau limba română în concert, pot să apar cu fitul. Dacă crezi că e prea mult pentru el, poți să fii tu singur. Că-și te asigur că omor polisemantica să fii cu tricul. Îți vând un pont pe zero ron, fă ca BCR și ține cont. Sunt mereu pus pe caterincă, precum râsetele de fond. Mă piși pe bon, cel mai secret agent. Fumez până nu mai știu de mine. Tot ce faci? Uite mă joc un pic și sună bine. Tot ce faci? Uite mă joc un pic, mă joc un pic, mă joc un pic. Băi, tot ce faci? Uite mă joc un pic, desfac un plic, îmi fac un clip și tot ce faci? Uite la max pe split, mai trag un pic pentru public. Băi, tot ce faci? Uite mă joc pe beat, un pic pe kick de la Motsu Hit. Uite mă joc un pic, fac hip hop, flic, flac, liric. În formă de semne sclavări, întors pe dos că pun pe-i mișcări. Uite mă joc un pic, fac din hip hop, bici, tactic, practic. Cu pixul meu care bagă geratic când apar pe beat, subit și lovesc de practic. Să zică fratele cum stă treaba. Cum unii au gur de hrănit, alții au gur de geaba. Scriu textul ăsta cu lacrimi în ochi, tăia-mi-ai ceapa. Dar controlul e pe primul loc, vedea-mi-ai ceafa. Știam că o să te spargi, să te remarci. Dar ar trebui să o faci întâi prin a învăța să te îmbraci. Te-ai luat de haine. Nu m-am putut abține, dar frăție știu puțin să se îmbrace mai trist ca tine. Coșmarul meu cel mai rău e soart în vis ca tine. Să mă pun cu un dileu ca mine, soart împins ca tine. La marginea disperării, soart împins ca tine. În ea de maximul frustrării că nouă ne merge bine. Ce? Nu mai prinde pulă, pistă, găoază. Nu mai vinde muie, bacuie, bat femei, fotogroază. Care-i faza? Hipocritule, s-ai râs ca Miley. Când te gândești câți bani ai făcut datorită lui Smiley. Colegul pe TV, trupa are show-uri. Colegul nu mai e pe TV, te frustrezi, lasești show-uri. Dar e inutil ca și când încerci să pensezi bowl. Fiindcă tu ești doar un vechi și pe vechi îl sperie noul. Și în același timp pe soare nu-l sperie norul. Nici în pălărie nu-l doare, ăștia ca tine perie porul. Ia zi cum e să fii cunoscut drept cel ce pe tot albumul dă pe același premier și același snare. Poate-s la fel, am înțeles tripul. Inspirația mea e ca după aprilie, vine mai tot timpul. Și de-aia nicio piesă nu sună precum cealaltă. Și în orice versie deșteptăciune sub o dumă retardă. La tine-i dumă retardă, misogină, cocalară. Și ți-a mers că știm prea bine că așa-i jumătate de țară. Și așa ai pus benzină în cele seud în parcare. Și-o dai cu noi care când dăm pula gen cabron o dăm tare. Ești prav, tată, nu știai băiatul școlit. Dacă o dai cu el ești cel mai prost din curtea școlii. Prav, tată, vezi de treabă, scoate albumul. Că dacă scot în aceeași dată trebuie să mai faci unul. Prav, tată, te-i în freestyle-uri de mine. O să-ți înghiți cuvintele, să-ți fie freestyle-ul de bine. Ești prav, tată, lasă-ne, chiar nu ți-e jenă. Dar tu ești exact ca publicul, te uiți pe scenă.
Ăștia au impresia că ești vreun alcool nebun, crezând că dacă existe mai de multe și mai bun. Ce faci tu era bătrân, plus că unde să mai pun faptul că ți-a arătat Vlad ce înseamnă clasic. Știi ce spun? În sfârșit toată lumea s-a cinit când treaba ta s-a răcit. Pui rapid decât un conflict și s-a încălzit. Așa a fost cu Laur, grasul Spike, nici eu nu-ți permit că nu-ți venit cu pluta, sunt doar tu cu ea și scui venin. Ai același flow vorbit, la show-uri ești un obosit. Tricou ăla ponosit, din 09 folosit. Ce poți să ne zici tu nouă zi când orice piață nouă zid? Iese azi direct, se bagă pe repeat până a doua zi. Când am auzit că ne vorbește, am rămas cu răcască. Ai fost tare, dar acum doar atârnge în culă flască. Împreună am băut, am râs fără vreo mască. Pentru trecut ai respectul nostru, apreciere obștească. Dar la prima vorbă proastă despre CTC, văd că am de-a face doar cu un angajat al paraziții SRL. Una din firmele vechi ce-au vrut piața pentru ele. Patru elemente, eu și ai mei am trăit viața pentru ele. De când eram ca ghetto daci, doar os și piele. Le-am arătat la toți cum poți dribla frumos ca pele. Printre câte un diptong, triptong și vreun hiat, la cum vorbești despre femei, o arzi în punto, în fiat. Eu sunt un pic prea educat să-mi jur cum ai făcut-o tu. Oricum să știi că aproape m-ai speriat, fiindcă ai făcut-o dur. Una peste alta, gata, aștept vreo trei gealați. Regret, am vine greu să cred că vii personal să mă bați. Cât pentru restul celor ce se mai gândesc, atace subtil, eu zic să nu. Că după cum vedeți, există riscul să răspundem și lovim bine. Controlul înseamnă CTC și cât trăim noi nu-l preia nimeni. Ești praf, tată, nu știai, băiatul-i școlit. Dacă o dai cu el, ești cel mai prost din curtea școlii. Praf, tată, vezi, de treabă, scoate albumul. Că dacă scot în aceeași dată, trebuie să mai faci unul. Praf, tată, te-ai în freestyle-uri de mine. O să-ți înghiți cuvintele, să-ți fie freestyle-ul de bine. Ești praf, tată, lopată în mână, sânge pe brațe. Tocmai ți-am îngropat cariera, condoleanțe. Băiat finuț, nu din Mahala. Combi halva cu batrava. Dai cu capul în burta mea. Zim tot mi țiplă că scos din ea. Tot le încur cum o chema. Chem un Uber, vin un Cadillac. La cum îl mișcă, ulala. N-ai destul de viață s-o dai așa. Verde, nimic mai mult. De altceva nu vreau să aud. De mic am fost precaut. Nu ciocnesc că n-am băut. Hai salut, Tommy Marfa, Radiru. Vrea s-o sughe, o dau la sub. Antibusol îmi place în sud. În tot e sprici, 10 G-uri nu s-o pun 5. 2-3 nu de așa de switch. Care parametrică? Ăsta e un glitch. Bitch, să vă iau pe macara. VF o arde, tra-la-la. Tommy o arde, tra-la-la. Doc o arde, tra-la-la. Haide toți în bula mea. Stai boss un Vlad de încrunț, ai fost tu. Și-ai vrea să fii în corpul nostru. Faci pe înțeleptul, dar nu-n costum. Poți să o drești, dar eu sunt hostul. Rap, mai las o baltă. Eu subscriu, pun pe pancartă. Nu vrei să întregi o săgeată. La dracu al naibii încearcă. Vor să știe dacă-s mută lău. Vrei o tată cât să zic de rău. Sunt stabil emoții ra. Ori apar, ori ai rival. VF o arde. Tommy o arde, tra-la-la. Doc o arde, tra-la-la. Haide toți în bula mea. Del o arde, tra-la-la. Vede o arde, tra-la-la. Nasa o arde, tra-la-la. Haide toți în bă. CTC încă e talonul pentru trup.
Flow-urile fatale, țoale vă dăm pe sub. Pe restul de fraier nu-i vezi nici cu lupe. Eu mă plim în timp ce ei trec ca niște bube. Textul meu să vin de la gram, o să zbor ca banam. Nu sprăjin, nu eram, zero memorie n-am. Dacă credeai că mințeam, fac un turn, scot capul pe geam. Uite capul lui Jean, am fost plinuț, dar agresivea mă stric. Nu mai joc Macau, că ăștia-mi poartă pică. Sunt în misiune, de-aia sar o coardă mică. Dar după ce termin treaba asta, suge toată clică. Poți să iei cu carne și ca vegan, ai niște mălai, fă o mămăligă. Eu sunt în altă echipă, haterii tot vor să zică că docul s-o strică. Dar mintea mea e atât de lucidă, lucește, o pun aplică. Cum adică o pun aplică, de unde până unde? De la mic la mare, de la mare până la munte. Cioata mea mare putoare, cioata mea n-are pudoare. Îți dăm pula de culoare și cu rușii de pudoare. Când pare că repu moare, apăre mare rumoare. O să dăm o mare party cu Nicu Paler umane. Sare palierul umane, vine cartierul coane. Sunt un fel de culinan, cel mai tare din parcat. Nu vrei fum? Fum? Veve o arde, tra-la-la. Tomi o arde, tra-la-la. Doc o arde, tra-la-la. Haide toți în bula mea. Del o arde, tra-la-la. Vede o arde, tra-la-la. Nasa o arde, tra-la-la. Haide toți în bula mea. One last thing over here, see that it still has, I have 5 actions remaining of this buff, which looks like it wasn't accounted for in adventure, but this is false. You just have to refresh, which I am going to do right now, and if you check again, it says 4 actions remaining. Yeah, so it did work in adventure. I did the right thing to buff, but unfortunately it wasn't enough, because you know how they say, no matter how good you are, you cannot be better than all of them. So yeah, you do need a team to make the team work. Okay guys, see ya.